to you, I'm lost again. I don't wanna run from all of this. I'm bulletproof, nothing to lose. So break me. I'm falling or don't help me. Să moară tanțeta și roata de la bicicletă. Doamne! Șarpili! Da! Pau! Să moară tanțeta. Ho, dracu' mei! Să moară tanțetule. Dă-i, dă, bagă. Ce zici, Betonel? Nu o dai cu el. Cu cine? Cu Betonel? Cap în gură ție direct, să moară aia. Cine o dă cu Betonel, cap în gură și ea direct. Să moară. Hai că, nu, hai că se aude jocul dacă e. Mergem pe mute. Pe mute. Spargem jocul pe mute. A primit notificarea sfânt. Mamă, fii atent, ai cel mai tare comentariu. Pine îi dau. Să moară aia. Ce să mai zic, mă plictiseam și am primit notificarea sfântă. Să moară.
Adevărat? Piesa asta este hit. Ștefan Remac n-a murit. Da, nu prea mai fac live-uri decât în weekend și lunea un pic, dacă e. Sâmbăta, duminica și lunea. Cam așa. Ai murit? Poate-i păcălești și-ți dau revive. Ia uite cum dau, să moară aia. Ce zici? Zici că sturbat? Ia uite. Ce zici de așa ceva? A venit Butcher. Ți-a dat staff? Unul din alea? Vezi? Hallelujah! A, cu stream-ul, fac mai mult live așa pentru câțiva care vin de jucăm Diablo împreună, la asta nu mai e ce-a fost cu mulți pe live cu ala, e mai cerc așa. Virs? Stai să văd și eu cu sonorul ăsta, că nu se aude. Așa, băi, nene, băi, nene, băi. Acu' s-aud. Da, e șmecheră la 2, că au făcut Diablo 2 Resurrected și e mișto. De cât a fost piatra, Bogdane? 123. La solo am făcut-o 225. Vrei să căutăm fisuri de-alea? La niște polearmuri? Știi câte polearmuri pot să fac? 154. Ia să dăm. Am strâns seturile alea degeaba, să le spargi, că nu-ți trebuie.
very well. You have access to a wondrous artifact of old, and that's what you want to do with it. Very well. Ia uite, băi, mi-a dat numai porcării. Stai așa, Bogdan. Păi vreau să mai fac și eu, că nu mi-a dat niciunul. Din 5 bucăți nu mi-a dat. Vreau să văd dacă îmi dă. Mi-a dat acum. A, nu e. Bă, ești nebun. Ăsta râde de mine, nu mi-a dat nimic din 10 bucăți. What the fuck? A, ăla mai vechi? Păi să încerce Resurrected, că e același joc, numai că e updatat. Are grafica mai bună și are update-uri, are introduse și rune words noi, adică ai văzut că craftezi gear cu rune. Ăsta, Resurrected, e șmecherul. Cred că nu vrea să-l cumpere sau cea, dar e șmecher. A intrat? Trebuie să-mi bag Nemesis. Tu ai Nemesis? Păi desfă tu atunci dacă l-ai încup. Do you want more? Not ready yet. Ardei pățărani. Vacile nebune. Omorârea vacilor nebune. Ăla din 90 sau ăsta nou? Resurrected-ul sau ăla nou? Ăla vechi. Care e plin de bug-uri, ăsta nou? Eu l-am jucat pe... L-am terminat pe cea mai grea dificultate cu Hammer Dino. Doar așa de amintire. Asta nu? Și e ok, mi s-a părut ok. O mai avea el bug-uri, dar e ok. Asta s-a lansat aseară sezonul și am terminat toate achievement-urile într-o zi. Moare aia dacă nu. Într-o zi am terminat tot sezonul ăsta. Tot ce am de făcut pe el. Aștept Diablo 4 eu. Hai că s-a deschis aici portal, let's go.
Dăm clear la toți, stai așa. Da. I'm still waiting. Pleci în oraș? Darkness awaits you. Not ready yet. Haide, uite, i-am nimicit. Să moară, i-am nenorocit. Ce-i ala? Ține-l că o să strălească ție. Nu mai întrebe, nu mai poți să craftezi nimic. Pentru cub, da, dă-n coace, pentru altar, dă-l în coace. La altar, da, nu m-am gândit. Altarul vreau să-l mai fac. Gata, mi-a rămas. I'm still waiting. Do you want more? Need more time. Stai că sunt full, Bogdane. Do you want more? I'm nenorocit, gata. Not ready yet. Te-a dat? Bravo. Hai. Not ready yet. Feel my wrath. I feel more powerful.
Ce ai rat? I'm still waiting. Darkness awaits you. I need more hatred to do that. I need more time. Ba, aici ne-am. Ma, ba, băiet. N-ai loc? Ia uite, Galaxy Wings, ca în porne. Not ready yet. I'm still waiting. Ready yet. Dai să mai bag și eu la altar ceva. I'm still waiting. Time.
That would not be wise. An ally has left my party, but my foes are weaker. Ah, mai întrebe chei. Am înțeles. Imediat. Salut, Ronaldinho, bineînțeles că l-am văzut pe link-ul ăla de la tine. A mers bine link-ul. A fost spectaculos, am avut și bilete. Nu ne-a ieșit niciun bilet. Dar a fost bine de tot, mi-a plăcut. Mi-a plăcut knockout-ul lui Diego Lopez. Mi-a plăcut knockout-ul lui Holloway. Knockout-ul lui Pereira. Da, Pereira a fost cel mai tare. I-a zis lui Harbin, hold on, stai așa, că-i dau un knockout. L-a oprit pe Harbin și a fost genial să moară aia. Dacă n-a fost frumos, frumos a fost. A fost frumos. N-am ce zice, nota 10. Și că se bate și Conor în iunie, iulie? Iulie. S-a fixat data cu Conor, UFC 303. Da, a fost chiar, a fost șmecher. Și link-ul ăla e bombă. Mersi frumos încă o dată. E bombița. Ți-am zis, am avut și eu un link, dar l-am pierdut. Am avut unul, era Barcelona, punct, nu știu cum era. Și tot așa, cu link-uri din toate sporturile gratis, dar l-am pierdut. Barcelona, nu știu cum se numea link-ul. Și l-am pierdut. Da, e șmecher link-ul. Așa aveam și eu cu de toate, dar nu l-am mai găsit. Că e greu să le găsești. Trebuie să, nu știu, să-ți dea cineva să... Îmi trebuie chei, Bogdane, 12 chei îmi trebuie. Vrei să băgăm rifturi? I'm still waiting. Darkness awaits you. Not ready yet. Blood shard, ia uite. Cred că trebuie să iau alea. Stai să merg până acasă să iau Nemesis. Că e păcat de piloane. Stai așa. Stai pe loc. Nu mai atragem o parodie. Mă, dacă a dat, l-am dat și mie Nemesis, dacă cumpăr de la ea. Hai cu Nemesis. Nemesis. Uite, mi-a dat Nemesis. Bă, ești nebun. Că nu vreau să-l iau. Da. Adevărat. Nu vreau să-l iau pe ăla de pe ajutor. Și mi-a dat cada la ce trebuie. Da. Stai un pic.
Salut, Tavi. Păi nu fac live-uri decât în weekend câteva ore și lunea și cu Diablo. Nu fac ce să caut acum păcănele și alte alea. Fac live-uri pentru prietenii apropiați. Nu mai sunt youtuber în puterea cuvântului. Sunt așa, fac și eu de caterincă pentru prieteni. Uite, Ronaldinho vine aici pe live. Amoare. Îi las pe alții să se zbată cu YouTube-ul ăsta. Eu nu mai mă zbat. Sunt pe Cileanu, sunt pe tăfă că nu duc cap în gură la adversar. Și joc jocuri care nu mai sunt acum pe treabă. Diablo 4, RPG-uri. Cum îi zicea? Last Epoch. Diablo 3. Mai joc și Fortnite toată. Overwatch. Dar nu mă ocup de YouTube, trebuie să pui clipuri de să ca să fie în trend. Nu mai, eu nu pun niciun clip, eu nu fac decât live-uri în weekend. Live-uri am făcut aproape tot anul am făcut, și anul trecut. Dar numai că nu pun clipuri ca să fii în trend, să apari, să-ți faci reclamă, trebuie să pui clipuri. Eu nu am timp să fac clipuri, nici nu mă interesează. I don't give a fuck. Hai să resetăm, gata. Mamă, dă double dead breath să moară aia. Calitatea e HD, e bună, Ronaldinho, e super. M-am uitat pe televizorul la mare. Am dat streaming de pe calculator pe televizor și m-am uitat. Că mi-am luat, uite ce mi-am luat, ia. Mi-am luat un de-asta, de wireless internet, da? Că eu am pe cablu, pe fibră optică. Dar mi-am luat un de-asta și dacă televizorul, că nu am, e greu să deschid pe internet, pe televizor, mă doare mintea. Și fac streaming de pe ăsta, dacă televizorul și calculatorul sunt pe aceeași rețea, pe Wi-Fi, merge să-i faci mirror. Și mă uit cu ăsta, mă uit când vreau să mă uit la ceva de pe calculator. Îl bag pe scot cablul, îl bag pe ăsta wireless, pe calculator și poc. Merge blan. Da, și fac mirror de ăla. Și s-a meritat bine de tot ăla. Cred că am dat 50 de lei pe el. Ceva de genul. Prea șmechea. Eu aveam cablu mare. Dacă bag cablu de la calculator, pot să fac televizorul ca și cum ar fi monitor, știi? Dar nu mai merge bine cablu și mi se întrerupe câteodată. Mi se întrerupe transmisiunea când... Dacă mi se întrerupe când îi dă knockout-ul ăla, fac criză. Și așa zic, hai bă, să scad de cablu. Și am luat ăsta wireless. Ca să nu mai mi se strice mie cablu. La wireless ce să mai se strice. Și merge blană. E bine. E forță. Dacă aș fi putut să fac casă de pe telefon. Dacă fac cast de pe telefon cu mirror, mirror cast, merge bine, dar de pe telefon nu se vede tot televizorul. Din cauza că e rezoluția mai mică, mi se vede cu chenar negru în jurul imaginii, imaginea mai mică pe televizor și nu e full screen. Și de-aia am luat asta. Ca așa aș putea să fac mirror cast de pe telefon. Am mai făcut așa, m-am uitat la unele gale așa, dar e naș. Că nu e full screen. Not ready yet. Darkness awaits you. Need more time. Da, m-am orientat cumva, da. Bă, da, a fost nota 10. Ai auzit câteodată unele carduri, ai așteptări și nu iese cine știe ce. Boring, așa. Ăsta chiar a fost spectaculos. Mi-a plăcut.
Băi, și meciul cu Oliveira, să mor aia, dacă n-am stat cu respirația. Bun, nene, și ăla, e bun tare asta, dar a venit acum din spate. E șmecheră. Andrei, băiatul meu care e cu MMA-ul și Bogdan în curând. El știa pe ăsta nou. Eu nu știam, zici, mă, cine e asta? Și știa că o să câștige. E next level. Mamă, îți dai seama meci între ăla și Islam? Holy shit. Amândoi pe de-astea. Ei s-au mai bătut. Și a câștigat Islam la strâns. La meci strâns cu el. Și... Dar era la început, au trecut mulți ani de atunci, are experiența acum. Cred că mi-l bubuie pe Islam. Da, ce bine s-a apărat și Oliveira, dar... Na... Jiu-Jitsu nu e Sambo. Cum a zis Khabib, dacă Sambo era ușor, să numea Jiu-Jitsu. Sambo e alt level. E peste Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu e... E ok, dar nu e. Sambo e un fel de wrestling mai avansat. E șmecher Sambo. Avem și noi în România Sambo. La Dinamo. Andrei face kickbox, jiu-jitsu și MMA. Mai mult MMA. Antrenament. Dar mai învață și scheme din Sambo. E șmecheră Sambo. Mamă, o. The Rift Guardian has arrived. Mamă, ce retardată e muzica asta. Mamă, bubuie de dubstep-ul ăsta de... Doamne, stai că o schimbat, că mă doare ca... Doamne ferește, cum s-a scos bradele așa? O, dracu! Holy shit! Mai chill așa. Salut Vlad, ce zici? O să-l vedem pe Andrei la televizor și pe Bogdan, pe amândoi. Primul campion român din UFC, let's go. E next level, Andrei. E bubuie. Ai văzut pe Instagram victoria prin armbar, ultimul lui match? Submission armbar. What the fuck? Let's go. A greșit adversarul. Adversarul lui era pe striking, da? Era adversarul cu care s-a bătut, era pe striking. Nu era cu, n-avea treabă cu ground-ul, nu știa. Și a, vezi dacă când ai match în UFC sau astea, îți studiezi adversarul și vezi la ce e bun. Bă, la băiatul ăla n-a știut că Andrei e bun tare de tot la ground. Și l-a mâncat în curs să-l ducă jos. Ai văzut că ăla l-a pus jos la, așa. Doar când a ajuns jos deja, pac, gata, imediat armbar. Mai bine stea la în picioare, știi, să ducă lupta în picioare, că era bun pe striking, dar n-a știut că Andrei e bun jos. La nenorocit. O să fie bine. Ce zici, Bogdane? De la facultate te-ai pus în pat? Pe forța aia mondială, relax. Good job. You did good. You did well at the school. At the facultate, di verdade, di posibilidade. Relax, un suculeț, o berică, nu știu ce bași tu acolo. O apă plată. O apă de la găleată, ceva. Ce-o fi? Still
Băi, l-am descoperit pe unul pe TikTok. Mor de el. Îl știți pe ăla? Ce-o fi, bă, aici? Ce-o fi? Cum faci? Ce-o avea ăsta, bă, aici? Să mir așa, mor de râs că... Mieluț pe grătar? Purceluș? Ce-o avea, bă, ăsta aici? E circul ăla. Vino cu ace, Bogdane, te-ai dus pe partea aia noastră. Da, este sezonul 31, s-a lansat vineri, spre sâmbătă, la 2 noaptea, ceva de genul. Trebuia să lanseze la 3, dar i-au dat drumul mai devreme, pe la 2 i-a dat drumul, 1, 2. Și l-am terminat, am făcut toate achievement-urile. Guardian. Uite icoana, portretul pe care l-am acum e de la Guardian. Și pet. Uite petul ăsta mare, goblinul ăsta. Ăsta e reward-ul de la sezonul ăsta, goblinul ăsta. E mișto, rău? Se pare mișto. Sweet revenge. Not ready yet. Need more time. În 30, la toate sezoanele le fac, că durează puțin. Sezonul ăsta sunt conquest-urile mai ușoare ca sezonul trecut. Sezonul trecut, ca să faci achievement-ul de conquest, a trebuit să strângi toate seturile. Nu toate, să termini, să faci 6 seturi, ești nebun? Și am făcut 5 seturi pe Paladin, pe Crusader și un set pe Mag sezonul trecut. Stai un pic, Bogdan. Dar sezonul ăsta sunt easy rău astea, fii atent. Challenge. Stai, nu. Unde e? Achievements. Unde e la sezon? Așa, conquest. Conquest-urile sezonul ăsta sunt foarte ușoare. Gen Reach Greater Rift 75 solo 1. Legendary Gem la 65 2. 3 Legendary Gem la 65 al doilea, easy. Și pe urmă următorul alegi pe Avaris. 50 de milioane de gold. Lutați odată. Faci 4 bounty ori 2. Ai văzut că la altar poți face ori 2. 40 de cașeuri. Îți pui 30 de cașeuri în geantă. Stai nemișcat. Le deschizi pe alea 30. Deschizi asta, geant, valiza ta, nu îmi scap acum. Deschizi valiza, mai iei încă 10 cașeuri, că nu poți să-i decât 30 în inventar. Mai iei 10 cașeuri, le deschizi și pe alea. Deci deschizi 40 în total. Și pe urmă te miști și culegi goldul și faci stricul ăsta de 50 de milioane de gold, Avaris. Easy. Înainte era mai greu că trebuia să faci 8 bounty, că era câte una. Acum faci 4 bounty, că e câte 2, deci 40 de cutii. Și easy. Sezonul trecut a fost mai greu, că trebuia să strângi seturile alea. Acum e easy. Și le-am făcut toate, gata. Let's go, ia uite. Guardian. Să moară tanțeta. Asta, goblinașul. Ia uite, e mișto petul. Da, cu goldul așa faci cel mai easy. Dar fii atent, stai un pic să-ți arăt. Ca să nu greșești, da?
Că pe urmă te doare mintea. Deci ești aici lângă, te duci în orice oraș, da? Lângă Steaș trebuie să fii, da? Pui 30 de cașeuri de la Bounty în astea, le desfaci pe toate 30, da? Dai click pe Steaș, mai iei încă 10, că o să-ți mai rămână 10 aici. O 40 o să ai. Le desfaci și pe alea 10 și pe urmă te miști așa, jap, și îi cules tot goldul, că goldul o să cadă lângă tine. Și faci avarisul, pac. Și te umpli și de materiale, că 40 de dalea de Bounty, amoare aia. Și așa faci. Și alea alte două cu piatra și cu alea sizi. Deci e mai simplu sezonul ăsta. E mișto sezonul ăsta. Ai intrat dincolo, Bogdane? Și dacă mă găsești online când joci și vrei să mergi cu noi să faci XP, te invit. The Rift Guardian has arrived. E puțină că faci pe public. Mersi. Faci pe public și se împart oamenii și le strângi imediat bounty-urile. 4 run-uri cu oamenii pe public și aia e. Fii atent când cauți pe public, dacă scrie 0 acolo, tu să intri. Și la 0, dai start. Și o să fii tu primul și pe urmă îți mai vin încă 3 oameni. Ca seara am făcut la 6 dimineața și nu era nimeni online. Zic, what the fuck, intram singur, mă apucam să fac bounty și până făceam un bounty să umplea party-ul cu 4. Adică să nu te descurajezi dacă vezi acolo zero oameni online pe bounty. Tu intri acolo și vin oameni. Am strâns și ok, băi? Încă două ok mai trebuie. M-a spart... Avem multe flori aici. În zonă, mulți pomi fructiferi, multe nebunie. Și m-a spart alergia la polen. Mersi, Vlad. Mi se pare mișto petul ăsta. Ia stai un pic să văd dacă e mai mare ca alții. Mi se pare mare așa față de alte peturi. Hai să zicem că pune pe grasul ăsta. Bă, și ăsta e mare. Mi se pare șmecher petul. De gold așa. Unde ești? Uite-l. E șmecher. Bă, o să fie mișto sezonul 4 la Diablo 4. M-am uitat la podcastul cu Vudijo, cu Criparian, cu Rax, Rax Teran și cu Macro Bio Boy. Și au discutat 4 ore, la tot m-am uitat aseară. Cât mă jucam, mă ascultam. 4 ore jumate podcastul, l-am ascultat pe tot. Și e interesant, gen o să fim mega overpowered și încă nu știm tematica de la... Tematica nu se știe. S-ar putea să bage mercenar, tematică, e așa niște, sunt niște licuri cu mercenarul din Diablo 2, cu Wolf. Ar fi tare mercenar, mi-ar plăcea să fie mercenar. Așa. Și ia, de ce am ieșit afară? What the fuck? Credeam că e next. Sweet revenge. Și cel puțin o să fim OP. Nu prea este content. Știi că ziceau și ei că ei greșesc, știi? De exemplu,
Cum erau alea? Harțurile alea, dar au fost în sezonul 1, da? Ei în loc să lase Malignant Hearts, da? În loc să lase locațiile unde intrai să farmezi Malignant Hearts, da? Tu intrai și făceai content, da? Căutai Malignant Hearts, căutai pe cea mai bună cu rolul cel mai bun, intrai și farmai Malignant Hearts, da? Ăla-i content, ăla-i endgame content. Farmezi Malignant Hearts, faci ceva. Nu, domne, ei mi l-a băgat drop de la Varșan. Băi, sunt retarzi rău de tot, ei scot activitățile. Lasă-mă treacu să am ceva de făcut, să mă duc să caut eu Malignant Hearts, mi-l bagi tu pe inel. Mi-a căzut pe inel, gata, nu mai am ce face. Lasă-mă să farmez Malignant Hearts, ești cu cap. Ei nu înțeleg că eu nu vreau puterea, sunteți retarzi. Eu vreau ceva de, să am ce să fac, sunteți cu cap. Lasă-mă să farmez, bă, scos tu farming-ul, mi-l bagi pe item. Ei îți dă puterea. Ce zice? Mamă, băieții vor Malignant Hearts. O băgăm pe inel. Deștept stare. Lasă-mă dracu să fac activitatea aia, că n-am ce face dracu, intru în joc și am inelul, nu mai am ce farma aici, nebun. Duriel atât. Ei scot activitățile, sunt cu cap. Știi ce mai zicea? Zicea, de ce au scos zonele cu vampiri? Să nu mai fie puterile vampirice, dar să fie măcar zonele, că ai văzut că aveau cașeurile alea unde cădea ghir. Și puteai să te ghiruiești acolo, ca îți faci un caracter nou, fresh, te duci în zona de vampir și îți cădea ghir. Cașeurile alea, văzut, era foarte mișto zonele. De ce le-a scos? Lasă-mă dracu să am activități de făcut, că bloat the game. Unde bloat? Că nu ai ce faci. Știi că ideea să nu să adune prea multe activități, să fie jocul prea pompos, prea cum e Path of Exile, are prea multe activități. Dar lasă-mă așa să am multe activități, să am ce faci, să aleg. Bă, poate m-am sturat de Helltides, vreau să mă duc la vampiri, vreau să, nu știu. Lasă-mă să fac, ei scoate alea. Da, păi pe ăștia ai urmăresc eu, Vudijo, Rax, Criparian, băiatul nostru. Păi ăștia, îi urmăresc și a fost mișto că a făcut podcastul ăla cu toți așa. Și chiar a fost interesant ce au discutat. Au discutat ce ar trebui să fie în joc, ce ar trebui să... Da, ia băi, am strâns chei. 22, hai să spargem. Pick up dead bread, asta vreau, să nu mai culeg eu nimic. Trebuie să facă great tarif, Bogdan. I'm still waiting. Băgăm greater. E șmecher PTR. Și este un de la PTR, adică este o rețetă aia de, nu știu cum zice, de, îți dă o putere, ai și 80% șansă să dai nu știu ce physical damage sau elemental damage. Care, indiferent ce build ai avea, dacă îți pui alea pe arme, nu-ți mai trebuie nimic. Și ziceau ei că ar trebui să scoată aia, că e prea, e retardat de OP. Nu mai știu cum îi spune, am laps acum, dar... I'm still waiting. Da, cred că nu mai scoate nimic, cred că vor să facă jocul foarte spectaculos și nebun, cu activități de bubuie ecranul. Ai văzut cea că tornadele alea la Barbarian, dar nu mai vezi nimic, dar să umple ecranul de tornade. Doamne ferește! Și vor să-l fac așa ca să mai vină lumea înapoi, că nu mai joacă nimeni, dragi. E bine. Not ready yet.
stronger. I'm still waiting. Ai, băi. Bleed, you filth. I'm still waiting. My training has paid off. Do you want more? Need more time. I'm still waiting. Time. No, you have tried. I can't carry any more. My name is Ash. Let's see what we can do. Returning to Tau. I've become more formidable. Not ready yet. I'm still waiting. Challenge Rift Cache, lol. Îmi cere acu challenge Rift Cache. Ia uite, băi, am spart tot asta, o Petrify Scream și mai aveam unul geant. L-am spart și mi l-a dat înapoi. Chiar vrei de asta pentru gagică? Poți să-l iei? You cannot die. S-a schimbat challenge-ul oare? Că e altă săptămână.
Ia stai să ne. Ia ieși un pic. Dă-i live game să vedem. Ai, tot ăla cu Moncu. L-am făcut. An ally has joined my party. Mai e Dalea de Vaci? Ia-ți dem, din 10 bucăți nu mi-a dat nimic, ia-ți dem, da, cu? Not ready yet. Not your worst idea. Not quite. Băi, eu cred că trebuie să fii barbarian ca să-ți dea. Ia stai așa. Ia stai. Sau barbarian sau ăsta. Crusader ceva. Stai așa. Băi, sunt cu capul ăștia. Hai că mi-a dat una, yay! Două! Oi, treabă, două bucăți! Nice! An ally has joined my party, but my foes gain. Hai cam două dalea de vaci. Hai înăuntru. This will be interesting.
How satisfying. I'm still waiting. Bleed, you filth! Not ready yet. I'm still waiting. Sweet revenge! Need more time. Hai aici la mine. My training has paid off. Stai un pic. Nu ataca, stai așa. Stai așa. Alrighty. Do you want some more? This will be interesting.
Wow. Stai să merg până acasă, Bogdan. Răsadul Război, salut. Am curat de 4 ori recent, înțeleg că a faza cu el, comparăm cu... vezi că vine acum pe în mai, vine următorul sezon. Întâi trebuie să termin campania, te intri în joc și eviți quest-urile cu albastru, le faci doar pe alea cu galben, că alea sunt din campanie. După ce ai făcut campania, îți faci un caracter pe sezon. De fiecare dată când se resetează sezonul, ține 3 luni, pentru că pe sezon vin tematici noi. Și faci mereu un alt caracter, dar la level 1, level 8 până la 100, acum s-a făcut foarte ușor. Și o să joc și eu pe live, Diablo. Te mai ajut eu cu informații cu alea, dar în weekend joc. Deci întâi asta trebuie să faci, campania, toate quest-urile cu galben și după aia, după ce termina campania, îți faci un alt caracter de level 1 pe sezon, să fie caracter de sezon. Cam asta e. Vrei Nemesis, Bogdan? Hai că am spart... Vrei Nemesis? Am spart un de la de goblin, lol. Talent este? M-am grăbit. Ai auzit, Răsaduri, ce-am zis?
waiting. Oh, goblini. Au ce e aici, să moară aia. Trebuie să merg până acasă, Bogdane. Ai zis ceva? Mai auzi răsaduri ce am zis sau ai plecat? Când a apărut și asta?
Așa. OT1, salut. Stai un pic. Oricum, important e ce crezi tu despre tine, nu ce cred alții, pentru că lumea are gusturi diferite, știi? Și degeaba tu aștepți părerile altora. Tu trebuie să-ți faci treaba ta și să crezi în tine, indiferent ce zic oamenii. Că o să ai, poate ai, din 10 oameni, poate la, doar la 2 sau la 1 le place ce faci tu. Și 9 o să zică nu. Și dacă el azi 9 zic nu, tu te iei după ei. Tu trebuie să crezi în tine și nu căuta părerea la alții. Crezi în tine, fă-ți treaba, dacă tu crezi în tine și faci, crezi că o să faci treaba pe muzică, mergi până la capăt în nebunia ta, fă-ți treaba. Nu cere păreri niciodată. Cel mai rău e să ceri păreri, că poți găsi păreri care o să te demoralizeze și nu are rost. Who gives a fuck? Tu-ți faci treaba, nu mi-te interesează ce cred alții. Da. Deci cam asta e treaba, da? Hai la Vacici. Hai venit Paradie, unde ești? Unde ești, Parodie? Unde înăuntru? La vaci? Mersi, bine. Eu intrasem pe portalul ăla și nu te vedeam. Vino jos încoace. Vino încoace, că am deschis aici o geantă, ia vină. Seems easy.
Îți trebuie de asta, Squid Necklace? Da, hai să ieșim. Stai un pic. Salutare, Mihai. Uite, vezi ce am zis lui Ote. Trebuie să crezi în muzica ta și să mergi mai departe, să-ți vezi treaba, că vei găsi oameni care o să te descurajeze. Nu contează părerea la nimeni. Singura părere care contează este părerea ta despre ta, să crezi în nebunia ta. Și poate ești la un nivel slab și vei evolua, dar dacă tu ești la un nivel slab și alții o să zică, băi, ești slab, tu nu o să mai continui și nu o să ajungi niciodată la potențialul tău maxim, pentru că te vei opri. Mergi acolo, nu mai întreba ce părere ai, nu se întreabă, fă-ți treaba. Ce zici, Mihai, totul bine? Da, adică să cauți părerea la alții, nu e, e greșit. Dacă unul din 10 le place și la 9 nu le place, te oprești, nu? Că au zis aia 9, că nu. Nu, trebuie să mergi să-ți... urmărești visul tău, să, nu știu. Prea mulți, ce, e ca țațile alea de la țară. Că vorbește lumea dacă nu știu ce. Who gives the fuck ce zice lumea? Dacă vreau mă duc în cizme, în discotecă, în cizme și în salopete. Care treabă? The fuck. Poate nu mă primește la intrare, dar nu trebuie să te interesezi niciodată ce gândește lumea. E greșit să te iei după lume. Lumea. Numai la țară. Stațiile alea. Mamă, cum mă vorbește lumea. Mi-e rușine de lume. Who gives a fuck? Că lumea aia, când nu ai un leu de pâine, dacă nu ai, nu-ți dă nimeni nimic. Atunci de ce contează părerea lor? Nu contează. Hai, Bogdane, let's go! The Cow Queen. Haide băi, ai intrat? Bogdan! Aveai treabă? Uite că s-a deschis aici. Ah. My dream
Salutare Forever Glory, ce zici? Am jucat Immortal, am fost și Immortalul pe server. M-am distrat, mi-am făcut distracția, dam blau, gata, nu mai. M-am retat de pe Diablo Immortal când s-a lansat Diablo 4. Da, mă, sunt pe wall acolo, pe server. Forever, Immortal Forever. Roma Victor mă numeam. Adică da, și nu mai. Că acum sunt pe astea, pe Diablo 3, Diablo 4. Diablo 3 s-a lansat sezonul vineri. În mai vine sezonul 4 la Diablo 4. Nu, nu mai joc Immortal. Da, mersi de invitație. M-am retras legendă, sunt pe wall, tot făgonudă, mai trebuie ceva, nu mai trebuie, nu mami? Și la început, când era al doilea, nu? Al doilea reign de Immortal, eu am fost. Sau al treilea, al doilea? Al treilea. Primii a fost boți, pe urmă Insanity și pe urmă noi. Adevărat, legendă, for life. Înainte să fie balenile astea la 15.000. Da. Era chiar, erau balene atunci, cât de mari erau? Erau și atunci. Wow. Balenile. Aici, da, da, am înțeles. Nu mai joc, m-am apucat de Diablo 4 în parodie. De ce mă întreb? Că credeam că nu... Credeam că nu mă știi. Nu mai joc. Baby joacă în... Dea joacă în continuare. E pe Hope. E 5.000 rezonanță. E balenoic. Dar s-a schimbat, și-a schimbat serverul. E pe alt server. Până bagă Crusader, păi următoarea clasă nu-i Crusader, este Spirit. Nu știu cum, o clasă nouă. Nu, în Diablo 4 clasa nouă o să fie o clasă, dar n-a mai fost până acum doar. În sezonul, în expansiune, la iarnă. Am intrat și pe Diablo 3, că intru mereu pe sezon. În două zile am terminat toate challenge-urile. Mi-am luat pet-ul, uite, pet-ul ăsta e de sezonul ăsta. Goblinul ăsta. Mi se pare super șmecher așa cu armura asta, de ăsta lucește golden așa. Și mi-am luat tot, toate achievement-urile am făcut. Până la Guardian. Tot. Uite, tot. L-am bubuit. Imediat, două zile îmi trebuie. Fac colecții de peturi, de alea, și așa. O să se lanseze mereu înainte de Diablo 4 sezon. Diablo 3 sezon și o să joc și pe asta. Deci nu vrei Square Necklace? Ai? Ok. E content mult pe Diablo Immortal. Dacă nu te deranjează faptul că nu o să fii balenă niciodată și nu o să fii top PvP niciodată, chestiile de făcut, activitățile de făcut în Diablo Immortal sunt foarte diverse și multe. Gen,
Mereu vei avea ce să faci în... în Diablo Immortal. Dar problema că este orientat PvP și dacă tu nu ești top PvP, la ce-l joci? Doar așa ca să faci... Deci ăsta e scopul jocului. Scopul e să fii cel mai bun la PvP. Și atâta timp când nu poți să ajungi în top acolo, eu nu pot să... Mi-am făcut Damblau, dar numai, nu. Prefer să mă joc un joc PvE. Uite, astea 3 și 4 sunt PvE, adică nu au, nu sunt orientate PvP. Și 3 nu se merită să-l iei, că ai content puțin. Uite, am terminat sezonul în 2 zile. 3 e bun dacă l-ai de colecție, cum îl am eu, să-l joci când apare sezonul, să-l joci câteva zile, să-l termini și aia e. Să colecționezi peturile și ce mai e de făcut. Dacă nu ai nici 1, nici 3, nici 4, 4 să-l iei. Dar 4 e într-o stare... Încă se așteaptă... Sezonul ăsta o să fie mișto, dar nu e ce trebuie, nici 4. Nu știu ce să zic. Vedem expansiunea de la iarnă la 4. Sezonul ăsta o să fie tare oricum, că au făcut multe schimbări, e mișto rău. Hai Bogdan. Last Epoch e mișto, mi-a plăcut, dar l-am rezolvat și pe ăla, am jucat și ăla destul, mai multe clase. E, na, depinde ce-ți place ție, asta e cel mai important, că e cam greu cu jocurile astea. Poți să rămâi și pe Immortal dacă îți place. Uite, am... intră aici Bogdan, intră. Nu mai omor, intră, așa. Eu le am pe toate. Am 4, am 3 de colecție, jocând e 4 jocând așa. Când mă plisesc de 4 de sezon, mai bag un Path of Exile, un Last Epoch. Cam astea. Tu știi ce vrei să joci. Important e ce-ți place ție. Ai Diablo 4? Joacă acum Diablo 4, când apare. Bagă-te pe Diablo 3 dacă te plixi de Immortal și termină sezonul ăsta. Hai, vino coace. Ai intrat. Dar tu dacă joci Diablo Immortal... Nu știu, că n-ai timp să te plictisești acolo, ai mereu de făcut ceva. Sunt activități într-una în Diablo Immortal zilnic, daily. Joci Immortal până apare Diablo 4 sezon și până joci și Diablo 4 sezon. Dar, da, ai văzut câteodată ne plictisind de ele și eu m-am... La un dat am jucat Diablo 4, am terminat tot ce am avut de făcut, am dat un Last Epoch, am jucat și acolo mai multe clase, le-am dus până cât de cât ok, până la 100 și ceva corupție. Și mi s-a luat și de ăla. Așa e cu astea, trebuie să joci după feeling, ce feeling ai tu, mă, parcă aș juca de ăla, aș juca de ăla, că așa sunt. Asta e. Path of Exile 2 aștept. Nerăbdare. O să fie mișto. Chiar vreau. Cred că pe Path of Exile 2 când o să apară, cred că rămân pe el, gen. Că ai văzut Path of Exile 1 se ocupă foarte bine de el și e foarte șmecher jocul, dar vreau ceva mai simplu așa. Path of Exile 2 o să fie mai casual așa, gen. Pentru toată lumea. Pentru mine care n-am timp mult de investit, e perfect Path of Exile 2, o să fie bombă. Și pe urmă am Path of Exile 2, Diablo 3, Diablo 4, le-am pe toate. Și n-am cum să mai mă plictisesc. Ca acum vezi tu, e o pauză. Diablo 3 sezonul 2 zile. Diablo 4 sezonul o lună maxim. Și 2 luni n-ai ce face, că 3 luni ține sezonul, da? Dar cam atâta, într-o lună eu am terminat sezonul la Diablo 4. Și o să joc 2 zile Diablo 3, o lună Diablo 4 și 2 luni până la sezonul următor Path of Exile 2. Gen, le avem atunci gârlă de toate. Mai e și Last Epoch la mijloc.
este cea mai bună perioadă pentru jucătorii de RPG. Că avem multe jocuri de ales din ele. A fost o perioadă grea pentru jucătorii de RPG, că nu se mai scotea nimic. Dar acum e, să avem de unde alege, e bătaie. E bătaie pe noi, playerii. Jocurile se bat între ele să ne câștige cumva atenția. Și nouă ne convine. Lost Ark am jucat-o un pic. Mi se pare prea exagerat așa. Prea, zici că e, nu știu, prea modern așa pentru mine, nu-mi place. Place mai clasic așa, mai, nu știu, prea cu flashy, e prea flashy, prea bubuială, stilul ăla. Stilul ăla corean gen, cum e cu multe bubuituri pe ecran. Nu că asta n-ar avea, dar parcă e prea. Nu m-a prins, adică nu m-a prins jocul. Am jucat și nu m-a prins, nu-mi place. N-am avut răbdare cu el. Și mi s-a părut așa că trebuie să investești mult timp în el și nu am, eu stau prost cu timp. Și mai e și pay to win. Lost Ark. Nu mai am loc, Bogdane. Ah, să moare. Stai că merg până acasă, că nu mai am loc. Uite genul cum e Diablo 3, îmi place. În două zile am terminat toate activitățile și acum joc așa, chileanul, la mișto, ce vreau eu să mai fac pe aici. Și Diablo 4 e la fel, se termină repede, contentul. Că poți să faci push la infinit și aia nu mă interesează push-ul. Mă interesează să văd tot contentul, să-mi fac caracterul la maxim. Și atât, pe urmă, azi m-am jucat și Fortnite și Overwatch. Nu, mie nu-mi place push-ul ăsta, grind-ul ăsta, că are tarzi așa. Mă, am văzut contentul, la revedere. Push-ul ăsta nu mă satisface. Mi se pare pierdere de timp să pușez așa niște chestii. Mai bine pușez în, mă distrez în Overwatch. Chiar m-am distrat în Overwatch. Poate jucăm și astăzi Overwatch, Bogdane? Băgăm Overwatch. Îi bubuim cu Diva? Love, Diva. Love, Diva. Mamă, ne-a bubuit. Mai erau în viață ăștia, mamă, mă băbuit. S
Să știi că îmi place mai mult designul Diablo Immortal. Aici ai dreptate, mai ales la designul de armuri și alea pe shop. Wow. Deci wow. Diablo Immortal pe armuri e wow. Pe grafica la armuri e genial. Ai văzut că avem shop și pe Diablo 4, dar Doamne ferește, n-ai nicio treabă, nu, nici nu te atrage să bagi banii pe nimic. Mi-am luat și eu skin-ul ăla cu samurai, că cu samurai, mi-e plac samurai și atât, gata. Nici nu ai nimic să te tentezi oricum. Da, grafica pe Diablo Immortal e genială. Eu cred că au chinezi de aia să moară aia, că jocul ai văzut că e mult pe piața chinezească pe alea. Și să vede stilul ăla de jocuri chinezești, flashy, cu armuri spectaculoase, cu e stilul ăla de, eu cred că au designer de ăștia China, ești nebun? Numai ăia au grafica asta la jocuri. Baftă, te pop. Da, unde ești? Vin. Toți rasa ta. Chiar bei, v-ai zis că îmi faci coffee? Nu? Nu? Da. Credeam că vine coffee. Deci a fost cel mai generos ăsta de vaci până acum. Trei fisuri în asta de vaci. Și poate mai prindem vreo una. Tare, nu? De obicei am văzut că e una singură. Adică în celelalte așa am prins o singură. Da, evita. Mai e vreo unul? Era tare dacă puteam să folosim blacksmith-ul ăsta.
Nu știam unde sunt mobi de aici. Da, sunt boși. E bășinil ăsta. Bravo. Ce-ți mai trebuie? Sau altceva să faci, buțuri, nu? Sunt buțuri din set sau altele? A, buțurile alea cu meteor, nu? Aha, alea poți să le încerci de la Cadala. Nu mai am loc. De ce te duci panorama în partea aia? Că nu omorăsem pe partea aia. Stai un pic. Îi bați acum tu? A mers să-i bați? Merge, a? Wow, tare! Și buțuri poți să iei de la Cadala. Păi nenorocește, a? Păi da. Mamă, ce e aici?
Da, sunt multe, e 400% buțu. Cât? 9? Păi îți dai seama. Lol, nu mai am loc. Ia uite ce mi-a dat. Nu-i ca Carini, dar tot e de defense dacă vrei. Halo Falris e de defense în loc de Carini. Îl ai? Ce-ai pățit? M-am tăiat! Ia să văd! La ce? Ce-ai tăiat? La ce? Nu te-ai uitat să nu ai fost atentat? Te-ai tăiat în ce poate? Nu. Te-ai grăbit, a? Te-ai tăiat rău? A, nu. Dar pot fi tăiat. N-am știut, nebuna e. Ce zice Alex? Când am făcut, când am dat așa pe jumătate, m-am atins decât un pic cu lama, nu e ceva de da, am terminat tot sezonul. Iată petul de sezon, goblinul acesta, Guardian de la Guardian, tot am luat. Toate, Conquest, tot. În două zile am terminat tot. Tot contentul pe sezonul ăsta. Uite, până la Guardian, tot. Let's go. Spargem, bubuim. Nu o dai. Uite, am și ăsta primal făcut în cub, bineînțeles. Uite, nici nu mi-am schimbat astea, nici nu mi le-am făcut alea mari. Ia să fac și eu niște de astea. Nu că ar mai conta, dar... Ah. Care? Ah. Care, cu goldul? De unde? Ai făcut avariz din goblini? What the fuck? Ce noroc. Bravo. What the fuck? Da, păi știi de ce? Că am avut eu multishot și am dat în toți odată și a bubuit toți odată. Și până când ai dus ei goldul, ai luat de la toți. Că așa dacă intram în ei și eu omoram pe rând, luai, se făcea pauza aia. Trebuie să iei tot gol de dat. Bravo. Că ai scăpat de farmul ăla, de
Bounty. Super tare. Care? Da. Care? Da, a, nu-ți plac? Da, da. Ce? Fără Diablo? A? Trebuie să-l boostăm? Nu mai e mult baby, nu? Hai Bogdane, că te-am dus unde ai avut nevoie, este? Te descurci acum, a?
Salut, Flaulin! Uii! Gata? Deci o să-mi ies acum, nu? Băieții, v-am pupat, vă doresc o zi blană, bombiță. Iau o pauză acum ca să mănânc. Și poate... poate revin mai încolo cu un live, cu ceva, să vedem. Cred că o să joc un Fortnite Overwatch, ceva, să mă relaxez. Că am terminat cu sezonul pe Diablo, gata. Am bubuit tot. Am luat petul, am luat Guardian, tot. Să moară tanțeta și roata de la bicicletă, băi, nene, băi! Nu uitați să stați pe pozitiv, să zâmbiți. Și let's go! Peace out, Doamne! Ne auzim mai târziu pe Papailes. Pau! Să moară aia. Cap în gură. Hello. Astea cele mai rare aripi din joc. Cosmic Wings. Doamne, o dracu cu muzica, băi, că nu se mai aude nimic, băi! Let's go! Pow! Ne auzim mai târziu, băieții. Peace out!